avem bucuria și plăcerea să fim la București pentru această înregistrare și pentru a întreține cu o personalitate pe care eu o cunosc din cele citite încă de vreo 25 de ani în urmă. Am luat contact cu textele domniei sale. Este vorba de domnul Constantin Cojocaru, doctor în economie, o personalitate care a avansat propria viziune asupra felului în care ar trebui reorganizată economia națională a României, dar și pentru orice țară din spațiul excomunist probabil ar fi fost la fel de valabilă. Și aș porni de aici, domnule Cojocaru, de ce proiectele dumneavoastră de atunci, pe care le-am înțeles chiar și eu, nefiind economist, și foarte multă lume de bună credință, nu au ajuns să fie luate în seamă de cei care au luat decizii la guvern, la parlament, în conducerea țării. Pentru că și în Moldova, așa cum știți probabil, la începutul anilor 90, multă lume căuta să ajusteze proiectele dumneavoastră sau viziunea dumneavoastră asupra reformelor care urmau să se întreprindă, privatizare și așa mai departe. Din păcate, nici acolo nu s-a reușit. Am mers pe același model. Vă rog frumos. Nu, a spus deja mai multe întrebări. De ce n-au luat în considerare? Pentru că de înțeles au înțeles foarte bine și guvernanții de la București și cei de la Chișinău. Să știți că ne-am întâlnit cu 26 de ani în urmă. Ne-am întâlnit în decembrie 1990 la Chișinău. Atunci am avut onoarea și marea mea bucurie să vorbesc în fața Parlamentului de la Chișinău. Fusese prima dată atunci după ce m-am întors în țară. A fost primul stat, prima țară, deși încă era unde am trecut granița, o graniță care n-ar fi trebuit să mai fie după 90 cel puțin încoace. Dar mi-aduc aminte că am expus atunci ceea ce deja se numea varianta Cojocaru când am ajuns în decembrie la Chișinău. Deci guvernanții au înțeles foarte bine proiectul, nu se poate spune că nu l-au înțeles. L-au înțeles foarte bine, numai că el intra în totală contradicție cu scopurile lor, scopul lor fundamental, respectiv acapararea capitalului, a avuției productive care fusese acumulate de poporul român în anii comunismului și de stânga și de dreapta Prutului. Pentru că erau două variante clare la timpul respectiv. În proprietatea cui să intre această avuție? În proprietatea tuturor românilor, proprietatea privată a tuturor românilor sau în proprietatea privată a câtorva? Eventual, istoria a dovedit după aia și eu am atras atenția încă din 90 că cea mai mare parte a capitalului va intra în proprietatea străinilor, lucru care s-a întâmplat. Deci ăsta a fost motivul pentru care nu a fost aplicată. Din fericire pentru istorie, să spun așa, varianta Cojocaru, respectiv distribuirea capitalului în proprietatea privată a celor mulți, a fost aplicată 2 ani mai târziu, în 1992, în Cehia. Astăzi, la 26 de ani de atunci, România este țara, este statul membru al Uniunii Europene cu cea mai ridicată rată a sărăciei. Suntem urmați de greci. Cehia, unde s-a realizat această distribuție a capitalului, este țara cu cea mai mică rată a sărăciei din toate cele 28 de state ale Uniunii Europene. Deci cea mai echilibrată distribuție cea a proprietății. Cea mai echilibrată distribuție, deși pentru că fiind echilibrată distribuția capitalului, asta generează și o echilibrată distribuție a veniturilor,
ce rezultă din utilizarea capitalului. Și uite cum Cehia a ajuns să aibă cea mai mică rată a sărăciei, cu mult înaintea țărilor, marilor țări dezvoltate din Europa, Germania, Franța, Anglia și așa mai departe. Deci este clar că acela ar fi fost drumul. Deci eu mă bucur că istoria mi-a dat dreptate, în același timp înțelegeți câtă tristețe trăiesc, pentru că proiectul pe care l-am propus atunci nu a fost, din păcate, nu a putut să beneficieze de el propriul meu popor. Asta este viața, asta este istoria. Din păcate, lucrurile sunt tragice și în România și în Republica Moldova. Da, considerați că, mă iertați, vă rog, capacitatea de decizie autonomă, independentă a autorităților de la București și de la Chișinău, acum un sfert de veac, era suficientă? Deci nu erau ei cumva ținuți mai din scurt de către marele centre de comandă din exterior în realizarea acestui proiect? Ce a fost mai mult? Frică, interes egoist, obediență față de centrele de putere de afară, de la Bruxelles, de la Washington, sau ignoranță? Păi vedeți, luăm același exemplu, cehii. Și ei ieșiseră din comunism și ei se găseau într-un fel sau altul în atenția mafiei financiare transnaționale, numai că acolo s-a întâmplat altfel, s-au găsit resursele interne, politice, care să înfrunte dorința de acaparare a mafiei financiare transnaționale la București și la Chișinău. Din păcate, iată, nu s-a întâmplat același lucru. Aici au apărut cozi de topor, trădători, care pur și simplu au vândut interesele naționale pe arginți, arginți însemnând, pe de o parte, accesul la putere, deci la funcții de conducere în stat, pe de altă parte, accesul la bogăție, la avuție. Pentru că și guvernanții s-au ales și ei cu o parte din pradă. În România, cel puțin, deci marea majoritate a avuției care se acumulase până în 89 a trecut în proprietatea străinilor, dar s-au ales și cozile de topor din interior. Avem și noi miliardari, mai mult sau mai puțin de carton, dar există o pătură, există o pătură de 5-6% dintre români care s-au îmbogățit, cât alții în 200-300 de ani. Ăsta este prețul trădării, al vânzării. Simplu, românește, bun, despre asta e vorba, despre vânzare de țară. Pe lângă concentrarea de capital în mâinile câtorva, și la București, și la Chișinău, și cred că și în alte țări din spațiul ex-comunist, mai există o latură care alarmează și care este înțeleasă de foarte puțină lume, pentru că sacralizarea miturilor neoliberalismului devine un fel de religie de stat, pretutindeni în zonă. Capitalul străin. La noi, de pildă, dacă vă întreb practic pe orice politician, pe orice decident politic, deputat sau ministru, cum să salvăm țara, cum să facem locuri de muncă, cum să ieșim din sărăcie, răspunsul va fi unul standard. Cât mai multe investiții străine. Vrem investiții străine. Cam asta e ce auzim noi din discursul oficial sau dominant din Republica Moldova. Care, în opinia noastră, sunt riscurile și avantajele prezenței unor investiții masive în economiile din regiunea noastră? Păi cântecul ăsta este auzit în România de 26 de ani. Să vină capitalul străin, să vindem fabricile, uzinele, băncile, că și așa sunt falimentare, dar ei le-au adus în stare de faliment. Asta putem să facem o paranteză aici. Banca Națională a României este aceea care, după ce fabricile, uzinele, băncile au fost trecute din proprietatea întregului popor în proprietatea privată a statului român, printr-o criminală lege adoptată în 1990, deci au trecut în proprietatea privată a statului,
Banca Națională după aceea a pus tiparnița în funcțiune, a aruncat bani în cantitate uriașă de bani în circulație, inflație de 100, 200, 250%. Inflația a generat prin creșterea salariilor și pensiilor mai încet decât creșterea prețurilor, a generat reducerea puterii de cumpărare a salariilor și pensiilor, deci contractarea, restrângerea cererii generale, astfel încât întreprinderile tocmai trecute în proprietatea privată a statului n-au mai avut cui să vândă, neavând cum să vândă, au intrat în a fost o acțiune criminală pusă la cale cu premeditare, cu știință de către Banca Națională a României. Deci le-a băgat în faliment și după aceea, dacă sunt falimentare, deci, să se vândă cu un leu. Să se vândă cu un leu. Năruirea industriei românești a fost o acțiune premeditată, în opinia noastră. O operă premeditată a Băncii Naționale a României. Spun acest lucru de atunci, îl repet, până când concetățenii noștri vor înțelege cine sunt realii asasini economici ai României. Rezultatul a fost însă ăsta, concret, fabricile, uzinele, băncile au fost falimentate, să vină capitalul străin să le cumpere pe $2 și să vină cu capital, cu infuzie. Mi-aduc aminte ce ravage a făcut acest termen, infuzia de capital străin care să retehnologizeze, ca formulă magică pentru salvarea economiei. Să modernizeze rezultatul. Aproape tot capitalul românesc a trecut în proprietatea străină, o bună parte din el a fost demolat, fabrici, uzine, mii de fabrici, uzine, echipamente de ultimă generație care nici nu fuseseră montate. Eu am fost în mai multe fabrici și am văzut cum nu erau montate, dar erau deja comandate să plece la Constanța, deci ca fier vechi. Asta a fost o operă generalizată în România. Și așa s-au făcut rost de lichidități, de bani lichizi mulți. O parte din ei au fost transformați în bunuri de lux, vile, jeepuri, iahturi, dar cea mai mare parte au plecat din țară. Ceea ce a rămas pe picioare a continuat să producă și am ajuns la situația de astăzi. Deci, ne spune Institutul Național de Statistică, 88% din capitalul, din întreprinderile din România sunt controlate din afară. 88%. Nu mi-aparține. Cifra aparține Institutului Național de Statistică, numai că eu o spuneam mai de mult înainte de a apare acest comunicat. Uitați, domnul Cojocoro, deci, în moment, rezultatul este 88%, dar în ultimii 26 de ani în România au fost făcute investiții în valoare de circa 500 de miliarde în banii actuali, miliarde de euro. Din acești 500 de miliarde, din datele publicate de Institutul Național de Statistică, deci nu ale lui Cojocaru, ci ale Institutului Național de Statistică, 5 miliarde au fost din capital străin. Împărțiți 5 miliarde la 500 de miliarde, vă dă 1%. Da. Dar deși investițiile din capital sunt de 1%, străinii controlează 88%. Înțelegeți dimensiunile jafului. Însă lucrurile nu se opresc aici, pentru că acum, fiind proprietar pe capital, este normal și firesc că își însușesc o parte din avuția nou creată, adică din PIB. Deci putem să spunem fără exagerare că România se află sub ocupație economică. Absolut. Dar nu, chestia că este sub ocupație economică e o expresie verbală. Problema este că din avuția care se creează în fiecare an în România, care în acest moment este de 150 de miliarde de euro, 90 de miliarde sunt profituri și 88% din aceste profituri sunt încasate de către străini, că așa este. Și pleacă afară. Atenție, și cea mai mare parte pleacă afară. Răul nu constă atât. Sigur, e foarte rău că avuția, fabrici, uzine, bănci acumulate din munca poporului român au trecut în proprietate străină. Răul este
că din această cauză, ceea ce avuția pe care o creăm acum în fiecare an, în cea mai mare parte pleacă în afară, aici rămân salarii și pensii de mizerie, care nu permit să economisim, nu permit să investim, nu permit să facem capacități de producție, nu permit să facem locuri de muncă. Deci aici este răul. Vreau să vă mai rog să detaliem următorul aspect, care iarăși a devenit un fel de element al acestei noi religii a economiei de tip neoliberal, libera circulație, da? Cele câteva libertăți fundamentale în care am încăput și noi, Republica Moldova, sub dictatul FMI-ului, prin acordul de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană, libera circulație a capitalurilor, a mărfurilor, a serviciilor. Probabil că și în România așa. Mie mi se pare schimbul nu este echivalent. Republica Moldova exportă brațe de muncă ieftine și necalificate. Necalificate pentru că iau la munci necalificate în Rusia și în Uniunea Europeană, iar importă mărfuri, servicii și capitaluri străine. Mă tem că în aceste condiții șansele de, mai ales că suntem și membri a Organizației Mondiale a Comerțului, prin urmare capacitatea noastră de a ne proteja piața internă este foarte mică, că în aceste condiții starea de subdezvoltare economică va fi una cronică. Cum vedeți dumneavoastră aceste aspecte și cât de posibil ar fi să ieșim din această capcană a liberei circulații, atunci când este vorba de entități economice incomensurabile? Unii sunt pe ultima treaptă de dezvoltare tehnologică, economică și de concentrare de capital, noi suntem în groapă. Soluția este aceea pe care o propun eu prin proiectul de lege privind construcția economiei democratice, cunoscut sub denumirea, acum în România, sper să fie cunoscută și, sau sper că a ajuns să fie cunoscută și în Republica Moldova, deși mijloacele de comunicare în masă, televiziunile, fac tot ce le stă în putință ca să o ascundă, să nu fie cunoscută de către poporul român, dar soluția este asta. Vedeți dumneavoastră, există țări mai mici decât noi, cărora nu le este frică de liberul schimb, de libera circulație a capitalului, a mărfurilor, a persoanelor. Foarte mici chiar. Dar zic că sunt câteva state minuscule. Nu asta e. Problema este cum protejăm capitalul și dacă există vreo soluție prin care să protejăm capitalul în sensul ca cetățenii, inclusiv românii din actualul stat numit Republica Moldova. Deci cum ar putea ca ei să devină proprietari de capital astfel încât întreaga avuție creată cu acest capital, nu numai o mică parte sub formă de salarii și pensii, dar și tot, toată plusvaloarea, tot profitul să rămână în mâna lor. Și atunci nu ne mai deranjează faptul că, vin mărfuri din afara țării. Pentru că ele, mărfurile din afara țării, vor veni numai dacă noi nu suntem în stare să producem marfa respectivă la un preț competitiv cu aceea care pentru vine din afară. Pentru momentul suntem, cel puțin Republica Moldova nu dispune de capacitățile industriale, de potențialul tehnologic, capitalul necesar pentru a se apropia de standarde. Legea Cojocaru spune așa, facem o impozitare progresivă a capitalului, respectiv a averilor, deci cu cât capitalul aflat în proprietate e mai mare, cu atât impozităm mai mult, dar și extinsă și la averea care nu-i capital, adică la bunuri de consum, deci vile și așa mai departe. Deci facem această impozitare, colectăm un fond național de investiții, formăm bani. Pentru că la ora actuală, v-am spus, o bună parte din banii, din avuția pe care o producem, se duc în afară. Prin această impozitare oprim acești bani aici. Îi oprim la acest fond național de investiții. Nu e o noutate. Alte state fac. Vedeți, Norvegia și alte fac. Deci noi pur și simplu adaptăm lucruri dovedite viabile în alte state ale lumii, le aducem la condițiile concrete ale poporului român.
Deci formăm acest fond național de investiții și după aceea punem la dispoziția cetățenilor acești bani, așa cum utilizăm, cum accesăm, deci, fonduri cum europene. Credite cu dobânzi mici sau nu, fără nicio dobândă. Nu, cum, banii de la Uniunea Europeană îi obținem gratuit. Da. Venim cu un proiect. Sub formă de grant. Sub formă de grant. Așa vom face de la acest fond, numai că va fi mult mai mare. România în acest moment primește 2-3 miliarde de euro de la Uniunea Europeană pe an. Prin aplicarea legii Cojocoro am putea să strângem 30-40 de miliarde de euro pe an. Anual. Anual. Deci îl punem la dispoziția oamenilor, ei vin cu proiecte și creăm capital în România, în Republica Moldova și treptat, evident, capitalul folosim ca să cumpărăm terenuri, să cumpărăm clădiri, să cumpărăm echipamente, utilaje, deci, echipamente de cea mai ultimă generație din lume și dezvoltăm capitalul propriu și în felul ăsta putem să devenim competitivi cu eventualele mărfuri care vin din afara României reîntregite. Formula pe care o propuneți este o soluție, deci care ne stă la îndemână. Bun, pentru asta este nevoie să ai un stat puternic. Da. Un guvern, o mână de fier care să facă ordine în economie, care să stabilească reguli de joc în economie. Exact. În timp ce mitologia neoliberală ne invită la small government. Guvernul nu trebuie să împiedice mecanismul de autoreglare a pieței, mâna invizibilă. Asta este scopul neoliberalismului, să împiedice democratizarea capitalului, cum o numesc eu, să împiedice construcția unei economii democratice, adică unei economii, dacă vreți, și distributiste, deși distributismul până la mine era numai o dorință. Ar fi bine dacă mijloacele de producție, capitalul, s-ar afla în proprietatea ălora care muncesc. Ar fi bine dacă. Dar până la Cojocaru, până în 1990, nu a apărut mijlocul, mecanismul financiar prin care să se poată face asta. E foarte apropiată concepția pe care o expuneți dumneavoastră sau consună în orice caz cu viziunea pe care o expune faimosul economist american David Corten, care vorbește despre economie, despre democrația economică și care arată, așa cum arătați dumneavoastră? Nu, sunt tot mai mulți. Este și Piketty, Thomas Piketty în Franța, cu capitalul în secolul 21. O să vedeți că sunt mai mulți. Dacă nu ai capital, nu ai libertate. Exact, dacă nu, democrația nu funcționează fără proprietate. Cum faci ca cei mulți să... cum faci două lucruri? Unu, să oprești concentrarea capitalului în mâini din ce în ce mai puține, prima problemă e asta. Cum scoatem statul din captivitatea capitalului, domnul Cojocaru? Pentru că proprietatea privată asupra capitalului generează implacabil concentrarea capitalului în mâini din ce în ce mai puține. Deci dacă lasă să funcționeze, fără intervenția societății, fără intervenția statului, bun, dar la ora actuală statul este captivul capitalului mare. Dacă lasă economia capitalistă bazată pe proprietate privată, fără niciun control din partea statului, adică liberalismul absolut, el duce inevitabil la oligarhie. Acum. Atunci trebuie ca popoarele, statele, să intervină în acest proces printr-o astfel de lege de impozitarea. Sunt de perfect acord cu dumneavoastră, domnul Cojocaru. Pe de o parte, oprim concentrarea, dar nu trebuie să ne oprim aici, la stoparea oligarhizării. Deosebirea, de exemplu, între mine și Piketty este aici. El spune, impozităm progresiv capitalul, strângem bani și banii îi folosim pentru servicii sociale, sau pentru finanțare. Și așa mai departe. Nu, Cojocaru spune, nu, banii ăștia îi folosim pentru crearea de capital în proprietate privată. Și în proprietate publică, un moment, și în proprietate publică. Pentru că am nevoie și de capital public pentru ca să dotesc cu capital regiile care să exploateze resursele naturale. De exemplu. Sau întreprinderile de interes strategic. Sistemul energetic, de exemplu. Asta e bine să se afle în proprietate publică. Deci sunt anumite sectoare economice, în primul rând cele care exploatează resursele naturale, care ar trebui să fie făcute de
întreprinderi românești de cu capital public. Capital public. Dar grosul economiei trebuie să fie capital privat, însă ăsta, capitalul privat, să fie, să se afle în mica proprietate și nu în marea proprietate oligarhică. Bun. Pentru că nu se deosebește cu nimic din punct de vedere social sau prin consecințele sociale capitalismul oligarhic de economia comunistă. O economia comunistă este un nou tip de nomenclatură, ca să spun așa, nu? Exact, e tot un fel de, până la urmă, economia comunistă e forma absolută a economiei oligarhice, că ajunge un singur om să dicteze ce se face cu capitalul. Bun, ca să reușim un astfel de proiect, care mie mi se pare absolut extraordinar și dau perfectă dreptate că și eu frecventez de buni de zile multe, multe lucrări ale unor economiști celebri din Occident și din alte părți. Problema însă este cum facem să devină posibilă o alianță între stat și micul producător, între stat și businessul mic și mijlociu, cum scoatem statul din captivitatea oligarhiei, că statul astăzi este un instrument al oligarhiei, legislație, guvern, tot, pentru că însuși procesul electoral, acest mecanism, această morișcă, depinde de banii pe care ai, de media pe care o ai și atunci oligarhii organizează campanii electorale pentru a-și plasa oamenii în funcțiile cheie în stat, care continuă să fortifice modelul oligarhic al acestui capitalism postcomunist în care trăim noi. Asta este problema pe care eu o văd. Corect, în aparență este un cerc vicios. Da. Problema este că dacă, hai să întâi să o luăm așa, dacă reușim ca grosul, cea mai mare parte a capitalului, să se afle în mica proprietate, practic, puterea, deci dacă 70% dintre cetățeni vor deține 70% din capital, ei vor avea puterea economică. Absolut. Și atunci, realmente, organele reprezentative, Parlament și celelalte instituții ale statului, vor încape pe mâna reprezentanților acestui 70% mici proprietari. Asta e problema. Cum impunem statului luarea unor decizii? În acest moment, practic, statul este controlat de cei 5-6% oligarhi. La noi e 1. Dar dacă ăștia nu mai au ăștia 5-6%, nu mai au 80% cât au acum, că la ora actuală cei 5-6% plus corporațiile transnaționale dețin 80-90% din capital. Normal că puterea e în mâna lor, acestora. Dacă vom reuși să îi împroprietărim pe cei mulți, se va schimba raportul de forțe. Puterea economică va fi în mâna lor și cine are puterea economică o are și pe aia politică. Asta e sfânt. Acum problema e cum spargem, aici este, sigur, nodul gordian. Stă, asta este opinia mea, stă în puterea popoarelor să oprească, să taie nodul. Adică, prin alegeri, poporul român, de exemplu, concret, acum, în 2016, are această posibilitate, chiar dacă puterea este în mâna oligarhilor, el are o armă formidabilă, ștampila de vot. Exact. Poporul român poate în 2016, fiind și alegeri locale în luna iunie și alegeri parlamentare în luna noiembrie, poporul român poate anul ăsta să taie nodul gordian. El poate să schimbe clasa politică începând cu primăriile, pentru că cei care vor cuceri primăriile vor câștiga și alegerile parlamentare. E o logică firească la absolut mijloc. Totul e să ajungă mesajul la omul de rând, la votant. Acum poporul român are această posibilitate în iunie să curețe primăriile, pur și simplu să nu mai voteze cu nici unul din candidații partidelor care au guvernat România în ultimii 26 de ani. Cu nici unul. Cu nici unul. Deci sistemul poate fi distrus doar dacă întreaga clasă politică dominantă de la dumneavoastră și de la noi este dată la o parte. Este dată la o parte. Și se poate face acest lucru. Nimeni nu poate să facă nimic. Nu se poate nici Uniunea Europeană, nici NATO, nici nimeni nu se poate opune la asta. Nimeni, absolut nicio absolut forță. Record. Știți, dumneavoastră ați pomenit, domnule Cojocaru, un termen pe care aș vrea să-l dezvoltați puțin, pentru că mi se pare că în Republica Moldova nu întotdeauna sau nu foarte multă lume își dă seama de esența noului tip de capitalism speculativ sau transnațional
sau termenul pe care noi îl citim de multe ori în presa de specialitate, cea care este antisistem, corporatocrație. Instituțiile sau corporațiile transnaționale care nu doar că au o capacitate financiară enormă, dar deseori controlează state, organisme internaționale. Cum funcționează această treabă? Pentru că oamenii nu au în hărțile lor mentale acest aspect. Capitalismul transnațional. Păi e simplu, uite, cum s-a întâmplat în România. A fost această mare hoție numită privatizare, urmată după aceea de surorile ei, numite retrocedări și despăgubiri, deci prin care avuția acumulată de poporul român a ajuns în proprietatea acestor oligarhi, magnați, să zicem. Transnaționale. Adică, eu le numesc transnaționale, o să observați că prin literatura de specialitate e folosită și noțiunea de multinaționale. Multinaționale, da. Părerea mea e că multinaționale are multă substanță diversionistă în el să distragă atenția. Adică, domne, sunt acolo mai mulți proprietari din mai multe națiuni. Da, da, da. Nu. Conotația e aproape pozitivă. Dacă vă veți duce pe fir ca să aflați cine se află la capătul unui anumite astfel de corporații, că ea este o persoană juridică. Ea se prezintă ca o persoană juridică, nu persoană fizică. O să vedeți că ea este, are ca asociați, ca acționari, alte persoane juridice, dar undeva se va ajunge la adevăratul stăpân, proprietar, care e unul, care aparține unei singuri națiuni. Nu e multinațional, unei singuri națiuni. Vreau de asemenea de aceea este mai corect cuvântul de transnațional, în sensul că el își întinde cum se cheamă, tentaculele peste mai multe națiuni. E transnațional. Putem să vorbim puțin și despre un alt aspect care... Nu, apropo, e sigur, foarte important cu transnaționalele. Și ele reușesc astfel, ascunse sub această denumire de persoană juridică, SCOKP GmbH. Sigur. Tot felul de titulaturi, branduri pe care noi le știm. Dar dacă te duci întotdeauna, vei găsi undeva la capătul firului o persoană fizică, un Soros sau altceva de genul ăsta. Întotdeauna vei găsi pe cineva acolo. E prezent și în România, am înțeles. Soros, da, cu capitalurile nu și nu cu... numai, deci mai mult. În Republica Moldova domină jocul, cel puțin în discursul public cu oamenii lui. L-am dat ca exemplu că e mai cunoscut, dar mai sunt și alții. Vroiam de asemenea să... Numai o clipă aici, da, era foarte... Există un antidot împotriva transnaționalismului, împotriva transnațional. Naționalismul tot economic. Ăsta e legea Cojocaru. Pentru că indiferent cine este acum proprietar la Petrom sau la Sidex Galați sau unde vreți dumneavoastră, la Coș Târgoviște, el trebuie să plătească impozit progresiv pe capital. Inclusiv cei din sistemul bancar, care nu sunt români. Inclusiv, din toate domeniile. Trebuie să plătească. Și impozitul va fi de asemenea manieră încât de la un anumit valoare în sus devine insuportabil și trebuie să vândă. Și cine cumpără? Vă ori vinde cetățenii beneficiari ai banilor primiți de la Fondul Național de Capital Distributiv din legea Cojocaru. Și treptat omenirea va scăpa de transnaționale. Vreau să mă refer... Toată, nu numai România, toată lumea va scăpa de ei. Că nu vor mai putea să fie aici decât ca mici proprietari. Urilor nu le place să fie mici proprietari. Ei nu există decât coloși. Mi-am amintit că tot ce spuneți dumneavoastră, maniera de a vedea lucrurile în economie, consună foarte mult și cu un alt autor celebru, care se numește Ha Jun Chang, respectivul sud-corean, notorietate internațională, profesor la Harvard, care demitizează toate aceste formule magice pe care le aplică așa numitul neoliberalism, nu numai în țările postcomuniste, în lume în general. Și referindu-se la cele trei organizații pe care noi le luăm ca pe un dat, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Organizația Mondială a Comerțului, el reia o formulă care circulă deja de mult timp în lumea academică și în presa de specialitate, dar nu numai, treimea răului. Fondul Monetar, Banca Mondială
și Organizația Mondială a Comerțului. Poate că nu avem timp să detaliem, dar cel puțin în Republica Moldova, când vine vorba despre aceste organizații, ele sunt privite ca un fel de comandament general de extraterestri, care sunt oamenii cu bunele intenții orientați spre salvarea economiilor unor țări sărace. Limitarea capacității de decizie autonomă nu este luată în calcul. Limitarea sau impunerea unor condiții politice sau costuri sociale nu este luată în calcul. Toată lumea așteaptă să vină femeiul să ne fericească. Toată lumea zice că nu putem să manevrăm mai mult cu instrumentele noastre vamale pentru a proteja piața, pentru că suntem în Organizația Mondială a Comerțului și am intrat și înapoi nu mai putem ieși. Cum vedeți dumneavoastră? Am numit numai trei organizații care sunt mai așa, mai la vedere, ca să spun așa, și sunt cumva complementare. Deci, cel puțin după cunoștințele mele, una singură din cele trei s-ar justifica oarecum, e vorba de Organizația Mondială a Comerțului, condiția ca asta să fie realmente democratizată, celelalte două popoarele n-au nevoie de ele, ele sunt niște instrumente prin care își exercită interesele transnaționalele, mă refer la Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Lumea poate să trăiască foarte fericită fără aceste două instituții. Noi trebuie să facem ce ne stă în putință, să spunem oamenilor, românilor și de stânga și de dreapta Plutului, că singura soluție, singura cale pentru a ajunge la bunăstare e munca, munca proprie, producția, economisirea unei parte din ceea ce producem pentru a investi și a crea capitalul nostru propriu. Asta e singura soluție. Nu e nevoie nici de Fondul Monetar Internațional să vină să ne spună că trebuie să privatizăm, adică să vindem și fabrici și uzine, să vindem și eventual terenurile și pădurile și serviciile publice. Nu avem nevoie de asta. Deci noi avem nevoie numai de muncă, producție, economisire, investiții, capitalul nostru. Trebuie să înțelegem, uite, vedeți, este un exemplu acei foarte aproape de noi, Elveția. Acest popor, deși este un conglomerat de etnii, a reușit să-și creeze bunăstare exact pe această cale. A muncit. De altfel, o țară foarte industrializată, spre exemplu. Super, sau, așa, așa. Lumea crede că e vorba doar de un paradis al băncilor și a... Nu, e o greșeală gravă. Este economie greșeală, puternic industrializată. Puternic industrializată și puternic, cum să... tehnologizată. Deci chiar și agricultura elvețiană. Important este că elvețienii au acumulat capital, au reușit să și-l și păstreze, că acest capital odată acumulat îl rămâne și tot crește. Și nu există altă soluție pe lumea asta să crești bunăstarea decât crescând valoarea capitalului utilizat în economie. Și el în mod natural crește de la un an la altul dacă nu intervin factori destructivi, cum ar fi un război sau cum ar fi ceva mai rău decât războiul, privatizările din fostele țări comuniste. Aici, în România, privatizarea a făcut distrugeri mult mai mari decât cele două războaie mondiale. Dar războaiele... Deci costurile economice și sociale au fost mult mai grave. Mult mai grave decât a suferit poporul român în cele două războaie mondiale. Mă refer la pierderile de avuție, pierderile de capital. Deci, revenind la elvețieni, au știut să-și apere capitalul și din acest punct de vedere, deci prin starea lor de neutralitate, au evitat războaiele, Și ăsta este explicația. Nu este ceva picat din cer și n-are nicio legătură cu faptul că în Elveția băncile sunt foarte solide și din cauza asta foarte mulți deținători de lichidități își păstrează banii acolo. Dar asta se datorează stabilității economice a Elveției, care provine din caracterul democratic al capitalului, pentru că în Elveția capitalul nu este concentrat, nu este oligarhizat, el este distribuit la o masă mare de oameni. Ăsta este secretul. Știți ce vreau să vă deci mai întreb? O țară, e foarte important ca conaționalii noștri, compatrioții noștri să înțeleagă lucrurile astea. Contează
munca și acumularea de capital. Uitați-vă, un aspect care în România deja cumva are expresie juridică și practică, deschiderea pieței funciare. În Republica Moldova încă se păstrează interdicția, dar Uniunea Europeană, cel puțin așa a afirmat președintele Parlamentului de la noi încă acum un an și ceva, ar insista ca și Republica Moldova să-și deschidă piața funciară, terenurile agricole pentru investitorii străini, persoane particulare sau persoane fizice și persoane juridice. Eu sunt unul dintre puținii care încerc să bat alarma. Nu este un fapt împlinit cum se întâmplă în România, dar riscurile sunt iminente, mai ales dacă ținem cont de, cum spun eu, tipul de guvernare pe care o avem, una zis pro-occidentală, coruptă, care urmărește doar un singur lucru, să se împroprietărească, să se îmbogățească și să, cum să zic eu, să tragă în poză, dar să dea bine la stăpânii din Occident care ordonă politicile economice în Republica Moldova. Cum vedeți dumneavoastră? Riscuri, avantajuri, deschidere pieței funciare pentru investitorul străin? Deci aici poziția noastră e fermă. Am și exprimat-o public, să spun așa. Știți, noi am constituit în România de vreo două luni o entitate numită Grupul pentru România, în care ne-am adunat oameni, mă rog, poate sună cam pompos, personalități, adică persoane cunoscute în România. Chiar vă rog să numiți câțiva dintre colegii dumneavoastră de grup, pentru că unii dintre ei, sau chiar mai mulți, sunt cunoscuți în Republica Moldova, însă lumea nu cunoaște de apariția acestei inițiative, de coagularea unui... Deci este foarte recentă și suntem în prim proces de coagulare, cum a zis dumneavoastră, dar aș putea să numesc printre cei, printre membrii fondatori, pe domnul academician Dinu Giurescu, care cred că este cunoscut... Sigur, faimos și istoric, sigur. Așa. Domnul profesor Florin Colceag, domnul doctor Marian Munteanu. Marian Munteanu, liderul de altă dată a pieței universității. A pieței universității. Mai iunie 90, domnul, pe care îl cunosc personal de mulți ani de zile. Domnul actor și profesor Florin Zanfirescu. Florin Zanfirescu. Domnul doctor în economie Ilie Șerbănescu. Îl cunoaștem, bineînțeles. Doctor în economie eminență. Constantin Ciutacu. Deci sunt mai mulți și încă o dată. Sunt și domnii general Bălăceanu și Roman. Sunt mai mulți, mai multe persoane din diverse domenii, deci care ne-am propus ca obiectiv ăsta, să elaborăm un proiect de țară pentru România, adică să arătăm cum ar putea o alternativă să, adevărată de alternativă, exact, administrarea României. Cum ar putea să arate societatea românească în 10, în 20 de ani. În acest sens, noi avem, v-am spus, unul dintre punctele cu care am ieșit deja în public este acesta, că trebuie oprită imediat vânzarea terenurilor agricole și silvice ale României către străini. Am solicitat deja oficial Guvernului României, am depus o cerere înregistrată la Guvernul României, prin care cerem un moratoriu de 3 ani, deci prin care să se oprească vânzarea de terenuri și în 3 ani ăștia să avem un inventar clar al situației proprietății asupra terenurilor agricole și silvice în România, să vedem clar cât, pentru că sunt tot felul de zvonuri, tot felul de date aruncate în presă, care însă nu sunt confirmate oficial, că s-a ajuns la peste 5 milioane de hectare, de exemplu, de teren arabil, arabil, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din suprafața de teren arabil a României ar fi deja vândută străinilor. Este o cifră mai mult decât îngrijorătoare. Deci poziția noastră fermă și mă bucur că sunteți de partea noastră și este aceea că nu trebuie articolul 63 la care se face trimitere din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene spune, într-adevăr, vorbește de libera circulație a capitalului. Noi credem, pentru că tratatul, mai există un alt articol, 345, în care spune că prevederile prezentului tratat nu se aplică regimului proprietății stabilit de statele membre. Deci avem libertatea să reglementăm în interiorul nostru. Deci putem să reglementăm asta și în ultima instanță pur și simplu, cum a făcut și Ungaria, noi cerem să nu se aplice, de să fie o derogare, să nu se aplice acest
articol 63 la terenul. Să se aplice la celelalte componente ale capitalului. Domnule Cojocaru, dați-mi voie să fie poziția foarte clară, da? Uitați-vă, stimați telespectatori, iubiți concetățeni, avem de față o celebritate de talie internațională în domeniul economiei. Un mare patriot, domnul Constantin Cojocaru. Atenție maximă la riscurile de deschidere a pieței funciare pentru străinii Republica Moldova. Să nu ne ajungem și noi în situația în care se află astăzi România și alte țări de regiune, cu excepția frumoasă invocată de dumneavoastră a Ungariei, ca să ne gândim cum, Doamne, să facem să recuperăm terenurile agrabe. Eu vreau să vă mulțumesc în mod deosebit, domnule Cojocaru, pentru această extraordinară expunere a unor elemente cheie, vitale, pentru interesul național, care vizează economia, dar de fapt economia este un termen prea restrâns pentru ceea ce ați expus dumneavoastră. Este vorba despre supraviețuirea unui popor, a unui stat, despre politici care trebuie să le aplice orice guvern responsabil și eu mi-aș permite să utilizez în încheiere câteva expresii care se potrivesc și dumneavoastră și concepție pe care o prezentați dumneavoastră de peste un sfert de veac. O putem numi patriotism economic, o putem numi naționalism economic, o putem numi foarte ușor suveranitate economică, o putem numi democrație economică. Iată termenii pe care eu îi am în cap și îi spun în fața telespectatorilor atunci când văd cum oameni de mare ținută intelectuală și mare responsabilitate morală pentru propriile națiuni știu să articuleze un discurs atât de necesar și României și Republicii Moldova. Dacă îmi permiteți, în încheiere, aș vrea să spun că avem resurse, poporul român, în limitele care țării care i-a dat-o Dumnezeu, are resurse ca în 15-20 de ani să ajungă din urmă țările cele mai dezvoltate ale Europei. Dacă în 1990, în loc să aplicăm legea lor, legea Brucană, am fi aplicat legea Cojocaru, astăzi România era foarte aproape de unde se află Elveția. Astăzi nu mai aveam salarii de 400 de euro pe lună, ci aveam salarii de 4.000 de euro, de 10 ori mai mult. Este la îndemâna noastră, avem resurse. De altfel, există resurse și la nivel planetar. Lumea poate trăi cu resursele care le are, poate trăi în bunăstare. Răul ni se trage de la această nenorocită lăcomie care duce la acapararea de avuție, la această oligarhizare, concentrare excesivă de avuție. De acolo vin și războaiele și tot ce se întâmplă rău pe pământul ăsta. Din nefericire. Trebuie să o oprim. Iar soluția care o propun poate opri acest flagel care, dacă nu este oprit, va duce la distrugerea planetei. Vă mulțumesc din toată inima și vreau să accentuez încă o dată că l-avem și avem bucuria să-l avem alături de noi în această emisiune pe Constantin Cojocaru, doctor în economie, o celebritate în domeniu, cunoscută nu numai în România, dar și în lume. Și am ascultat cu maximă vibrație și solidaritate discursul, expunerea dumneavoastră, pentru că problemele pe care le avem, din nefericire, sunt aceleași și în Republica Moldova și în România. Sper din toată inima, domnule Cojocaru, să avem și alte ocazii să ne întâlnim fie în cadrul acestei emisiuni, fie cu alte ocazii pe alte platforme pentru a continua dialogul nostru și pentru a însuși mai bine viziunea dumneavoastră asupra manierei în care trebuie administrată o economie națională în interesul întregului popor. Vă mulțumesc din toată inima și vă doresc succes în tot ce faceți. Doamne ajută și multă sănătate. Și eu vă mulțumesc și vă rog să transmiteți toată dragostea mea pentru frații de dincolo de Prut.